Vedeți coloritul mării, vă rog. Chiar în față se află laguna, la care chiar și de aici se distinge faptul că oamenii se află în mare, iar apa este, le ajunge până la gleză, în cel mult până la genunchi. În partea dreaptă, cum v-am descris deja, se află zona, iar în partea stângă se află zona organizată. Vom parca autocarul în partea dreaptă, este foarte ușor de pentru a vă orienta și alături și umbrele, însă există mai multe zone. V-aș recomanda să vă plimbați puțin în această zonă, este impresionantă. Aveți găsit toalete în partea stângă, toalete, cabine de schimb, dușuri și mici chioșcuri. Este ora 12:10. Până vom parca va fi și un sfert. Vom staționa aici 3 ore. Deci la ora 15:15 ne vom întâlni cu toții din nou la autocar. Că putem merge fără apă. Let's go.